Cum stați cu puii la momentul ăsta? Un lot mare de pui, într-adevăr, și o selecție serioasă de toamna, vă asigură speranțe mai mari pentru anul următor, nu? Știți care e problema următoare. Ăștia fac metoda asta cu ținut al tunerii, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Nu apelați la el pentru... Nu suport chestia asta. Adică, practic, un vin la metabolismul porumbelului. Și i-am spus la cineva, că mi-a ieșit cineva, băi, să vezi ce vă bate marga la var. Zic, băi, George, după capul meu, nu o să ne bate. Și spun de ce. Porumbei ăștia care le-a ținut la tunerii, le-a schimbat metabolismul. Și eu cred că porumbei ăștia la un an de zile o să mai facă nimic. Și cred că am avut dreptate, că maga la noastră n-a făcut mai nimic. Nimic n-a făcut. Cu aia care n-a bătut asta toamnă. Deci n-a mai făcut nimic. Dar cum vă explicați că sunt totuși anumiți crescători în capitală care au niște rezultate fantastice toamna cu puii? Știți foarte bine, nu? Da, da. Și persoane, știți și dumneavoastră. Calino, deci Mugurem, Gogul, Nea Gogul de la Săbăreni, iar tot așa folosesc metoda asta. Păi dacă era pui, nu-i căzuse nicio pană și era păcut. Deci folosesc metoda asta cu tunei, știți? Nu stau eu la iarna să scot porumbeni ianuarie, să stau după ei. Dar îi ține de mici, domnule, și pe ăștia cu ormii șpriți, ormii... Îi ține cu toate, da, da. Întrebam un prieten, bă, ce le faci, bă, cu ochiulii taia, cu tare, cu tare? S-a aflat acum, tot. Și acum s-a aflat vorba lui Gina toată, le face injecție de aia cu X-60. C-60. Tot aia, ormii special, nu ce. Le face sub cutana și a terminat cu ochiulii taia, cu toate alea. Păi lăsă că la toamnă le faci și ce mai frate. Dacă nu-i drog. Le fac, nu e drog, e vorba de... Cum să spun, le dă o sănătate de asta, pe respirație. O imunizare, da, pe respirație. O imunizare pe respirație le dă treaba asta și o treabă bună. Și într-o să le facem și noi ca să nu mai am probleme cu ochiulita. Dacă e o problemă, atunci. Și atunci vor merge mult mai bine. Da, fără să fie scoși în decembrie. Mergeți cu ei până la ultima etapă, la derby? Da, nu prea. Dar nu știu că a făcut un plan de zbor ierdui, era hat. Nu, cum vi se pare planul? Patru palanc. E un plan hazardat, după mine. Păi nu vin maturii de la palanca, domnule. Deci noi pierdem porumbei la palanca maturi și vrem să zburăm pui patru palanca în toamnă? Eu, adică nu știu, n-au trebuit cu filtrul ieții când am făcut. Plantează voi un plan foarte, foarte prost. Caplanii ăsta, la pui. Să faci patru caplanii la pui e foarte prost după mine, e foarte greu zbor. Din câte știu, toamna în București, mulți crescători importanți, campioni, nu zboară pui toamna. Da? Este? Da, e adevărat. Care considerați că ar fi... criteriile după care ești? Probabil că deși își cunosc mai bine căscătoria și nu mai am legat de zborul ăsta de toamnă. Știți, ca să verifice pe ele. Își duc puii doar privat pe urmă. Consideră, personal, Buzău, știu eu, face antrenări de-astea personale și... Poate muncesc foarte mult în timpul... Și să plictisesc, da. E ceea ce mi-a ajuns. E posibil, da, să fie și asta, da. Domnul Emil, că nu zboară puii toamna, pentru că vrea să-i dau pauză lui băiatul ăla, că muncește toată vara de dinero. Da. Și atunci nu zbor, bă, nu vă supărați, nu zbor puii pentru motivul ăsta. Omul ăsta are și alebă de concediu, da? Da, corect. Și dă numărul băiatul ăla în concediu să plece și la casă pe iată. Da. În final, acum, o urare de 78 de ani, așa. Ne-a zis și la mulți ani să dea sănătate și mulți ani, ca să ne să fii campioni. Eu nu ce la mulți ani. Toate cele bune. Și dumneavoastră. Vă dorim numai bine. Vă mulțumim, domnul Gina. La mulți ani să ne vedem și la. Cu stimă, toate cele bune.